Deși în ultimele zile ne-am bucurat de temperaturi ridicate, vara încă se lasă așteptată. De mâine se întorc ploile și temperaturile vor scădea din nou. Luna mai, spun meteorologii, va fi una ploioasă. Meteorologii citați de Mediafax spun că de mâine vremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice vor marca o scădere. Cerul va fi noros în jumătatea de vest a țării, unde pe arii extinse va ploua, iar în restul teritoriului, în orările se vor accentua după amiaza și noaptea și ploile se vor semnala local. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină, iar în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele de deal și de munte, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 25-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea unele intensificări în sudul și estul țării, dar trecător și în timpul ploilor în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor situa între 15-16 grade pe litoral și 24-25 de grade în sudul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 12 grade. Luna mai nu va fi una călduroasă, ba din contră. Va fi mai frig decât de obicei și va ploua în majoritatea regiunilor țării. Temperaturile vor fi apropiate de normalul climatologic, mai ales în sud-est și local în sudul și vestul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor avea valori sub mediile multianuale ale perioadei de 14,9 grade Celsius. Cantitățile lunare de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor sud-estice și pe arii restrânse cele sudice și estice, unde se vor situa în apropierea mediilor multianuale. În luna iunie, valorile termice vor avea valori apropiate de mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Temperaturile medii vor porni de la 15 grade Celsius în Oltenia și vor ajunge la 21-22 de grade Celsius în Banat, Crișana, Moldova și Muntenia. La capitolul precipitații, prognoza arată cantități lunare sub normele multianuale local în sudul, sud-estul și estul teritoriului, iar în regiunile centrale și nordice sunt posibile cantități peste aceste norme. Iulie va fi o lună călduroasă cu valori termice peste media climatologică a lunii în sud-est și local în sud. În celelalte regiuni se vor înregistra valori apropiate de normal, ce pornesc de la medii de 21 de grade Celsius și ajung la 23 de grade Celsius. Cantitățile lunare de precipitații vor fi apropiate de normal în regiunile centrale și vestice ale țării, iar în restul teritoriului vor fi deficitare.